Salutare, prieteni! Astăzi mama pune niște trandafiri. Uitați, și vine și acum și mai are de pus. Uitați, și-a săpat cățelul. Și-a băgat și mizeria cățelului cea de acum. Să băgăm trandafiri acolo unde a săpat cățelul. Unde ești, mami? Aici am luat niște sticle, să mai strânge acolo, că vezi ce face găinile. Cred că nu o să stă trandafirii ăștia. O să mi le face praf. Deci ce fac? Uite ce-au făcut. Imediat au venit și-au vârcuit pe lângă trandafirii să le pun sticle. Ia și paharul ăsta din gaura asta. Ia uite, au venit și au urcuit aici pe lângă trandafir. Da, trebuie să le pun sticle, eu știu dacă stau. Aleuțule, ia întreabă prietenii așa, să pun trandafirii. Așa se pun prieteni, trandafirii. Am rupt așa cu mâna, că zice dacă rup cu mâna să prinde. Să... Pune pe și pe asta așa grămadă acolo. Ah, și să vezi că n-am loc de sticlă. Ar trebui să fac pe asta un pic mai mic. Uf! M-au înțăpat, mamă, spinii. Uite, le uite. Nu arată. Doamne, m-au înțăpat spinii. Nu știu dacă prinde, Dumnezeu știe acum. Pun mai multe așa ca să prindă. Pe câte pui? Păi și ți intră pe sticle dacă pui atâta. Asta mă gândesc și eu. Stăteam și mă gândeam dacă intră pe sticle atâta. Îi bag eu forțat dacă e. Îți iau păcuci și așa prea înalță și nu pot să mă aprec. Iau pe ăștia mai jos. Mamă, ce mă țăpai. Ele le pusei să le bag sticlele, eu știu acum. Am băgat apă în groapă aici, ca să prind acolo, să stau în apă. Trebuie să iei o lopată. Așa, să iau... Mamă, ce mă doare, mă ustură mâna unde m-am înțăpat. Degetul, ai de mine. Ce spini are ăștia. Hai bă, găinile, imediat au venit. Vezi, de-aia le-a dat nașa ta. Pentru că găinile ăștia îi făceau numai mizerii, intrau în bucătărie, peste tot, prin salon, pe la ea. Deci înseamnă că nu-i de vină că mi le-a donat nouă, ca să scapă de ele, că erau foarte, făceau prea multă mizerie. Să strâng pământul așa pe ele. Nu știu acum dacă stau sticlele. Aia. Să-mi scăpem ei. Uite, pur tu nu aici, nu l-ai intrat. Nu mai am tras. Te uitați, ăsta. Uitați ce spini are. Ce m-am înțăpat.
film. Am văzut și pe mine o doamnă, o prietenă de-a mea. Mi-a zis că dacă le pui sticlele așa în cap, și că stau acolo, stau așa? La căldură, da. Așa? Așa, așa. Că se prinde. Acum eu încerc să văd dacă se prinde. Numai să nu mi le scoată găinile ăștia. Și le scoate cățelul, nu cu găinile. Da, chiar le o cățelul o să facă. Le scoate definitiv. A format la poartă acolo. Cățelul când sare gardul, sare gire cu picioarele pe ei. Da, să știi, leu, ai dreptate aici. Cine știe dacă mi-intră leu în sticră, că sunt prea multe, da. Ai zis tu, leu, că mi-intră. Ai zis tu, leu, că mi-intră, că sunt multe. Hei, ce s-a rămas. Și ce e aia? Niște frunze într-o sticlă. Trebuie să strâng pământul așa pe... Le bagi apă pe acolo, deschizi dopul? Sunt trip și eu pe femeia aia care mi-a zis să le fac așa. O să măturăm aici frumos. Să strângem toată din aer. Ce este? Acum să pun și la asta. Acum nu știu, Dumnezeu știe leu dacă se prinde. Eu încerc, ai șoc, dacă am auzit multe femei că așa fac, am zis să încerc și eu. Zice că nu-i bine să le tai cu foarfe, ca ori cu cuțitul, trandafirii, că nu se prind. Mai bine să le rup cu mâna la stare. Le-am băgat apă, sunt ughe. Mă, câine să nu mi le calcă. Dacă le calcă cu sală, n-am făcut nimic. Trebuie să dau cu mătura eu. Să știu de aici, așa, mă zăle. Poate îmi spune și mie prietenii dacă am pus bine trandafirii ăștia, doamnele. Să-mi scrie, să-mi spună eu. Dacă am făcut bine cum ne-am pus, să-mi spună. Poate sunt altele doamne care se pricepe mai bine. Nu știu ce și eu să văd dacă se prinde. Uite, eu să fac să prinde. Îmi lasă așa că doar frunze sunt, după aceea mă tic. Ia uite.
mă uit eu multe flori. A fost flori pe aici, la alele, de toate. Și dacă oamenii mi-au făcut aici toalet, au stricat tot. Au pus nisip aici, câinii durmeau aici, n-au mai ieșit deloc. M-au zambiluțe. M-au multe. Ghiocei am avut. Măgăritari, ghiocei, tot. De toate, toate modele de flori am avut la mine. Da, era aici. Dacă am băgat în plutură, că era prea jos aici, n-am mai iau răs, n-am mai dat. Da. Iau gunoiul ăsta. Mă, Leo, mi-e frică să nu le calcă câini acum. Țava asta are de sigur o să doarmă bine sticle aici. Ce dă cu pic? Piciorul mie îl trage de aici și înghet. E tot. Tot am băgat aici o umplutură, prieten, că era foarte locul jos. Și s-au dus toate florile, toate, tot ce aveam. N-am mai răsărit nimic, n-am mai dat de jos. Dacă am băgat pământ mult. Nu mai fai de uțul acela. S-a dat fărașul. Să strâng și pe aici frunzele, după aia să iau gunoi. Uite, câinele ăsta nu mai ieși acolo. Nu știu cum să scap de câinele ăsta. Ăsta rupe tot, ăsta face numai răznăi câinele ăsta. Am duc prieteni din ăsta, din trandafirul ăsta, uite cât e de mare. Am mai rupt și eu câteva lăstărele așa. Uite, ne-am florit un acum. Acolo ar trebui să mai bag un plutură, că ar trebui să bag și acolo lângă gardele. Ce miros frumos. Trandafir. Ce miroase de frumos. Trebuia să bag și acolo niște trandafiri, da. Încă mai trebuie un plutură pe partea aia și n-are rost că dacă bagă un plutură, că tălinii le stric. Mai bine pun după ce facem, băgăm un plutură acolo și după aia nu pun eu niște trandafiri. Iată, le vine și face aici cu dearele. Doamne, să nu le sfărâmă câinii acum sau puii să le scoate de aici de pământ. Și mă înțăpai la degete. Ia nici nu mai pun flori. Din cauza la cățava asta. Înțeleg că cățava asta face numai nigeriele. Uite, numai sare de pe gard. Eu i-a zis că trebuie să facem gardul. Din cauza la cățava asta. Că cățava uitați, asta... a zgâriat tot gardul cu ghearele. Cu ghearele care sare ea. Care cățelul, nu cățeaua. Cățeaua e aia mică. Da. Așa, ce să vă zic, prieteni, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog frumos să îmi trimiteți și mie un mesaj să-mi spuneți dacă am pus trandafirii ăștia bine, dacă am știu cum să le pun. Acum eu le-am pus așa, cum mi-a zis și mie o prietenă. Acum nu știu, dacă se prind, Dumnezeu știe. Le-am pus să văd dacă se prind, am pus mai multe la stare. Chiar vă mulțumesc, prieteni, că ne urmăriți și sunteți alături de noi. La revedere, o zi bună!